Eu sunt Nicu Pupulei și sunt unul dintre membrii comunității Fedora. Zona în care eu contribui cel mai mult este partea de grafică. Grafică, design. Vorbim astăzi puțin despre ce este Fedora în ansamblu și un pic, dacă avem timp, și despre câteva dintre noutățile aduse de Fedora 12. În primul rând, Fedora nu este doar o distribuție Linux, este în primul rând o comunitate deschisă, o comunitate liberă, care produce diverse proiecte. Dintre aceste proiecte, distribuția Linux este cel mai cunoscut proiect, dar avem și multe alte proiecte la care lucrăm, proiecte de cod, proiecte de documentație, proiecte de traducere, proiecte de hosting. Deci, cum spuneam, distribuția Linux este probabil cel mai cunoscut component, cel mai cunoscut produs al comunității, dar de asemenea avem un sistem de găzduire de proiecte libere, un sistem de build pachete care poate fi adoptat de alte proiecte, de distribuții, de firme. Există un proiect care construiește pachete suplimentare pentru distribuții Enterprise, cum ar fi Red Hat Enterprise Linux sau CentOS. O platformă pentru construit aplicații web colaborative sau chiar infrastructura Fedora, servere, sistem de mirroring, sunt întreținute de comunitate, de oameni care nu sunt neapărat angajați la o firmă ca să facă chestia asta. Foarte multă lume când aude Fedora zice că este un proiect al Red Hat, este continuatorul Red Hat sau ceva de felul ăsta. Adevărul este că Red Hat este un membru al comunității, probabil cea mai mare entitate, dar nu este nici contribuitorul majoritar, nici singurul. Este un membru al comunității ca și ceilalți dintre noi. Distribuția Red Hat Enterprise Linux este un derivativ al Fedora. Fedora lucrează, se constituie în felul ăsta ca un fel de upstream pentru distribuțiile Enterprise. O caracteristică specială a Fedora este, cum am scris acolo, mantra upstream. La noi există un crez foarte puternic că nu trebuie să facem îmbunătățirile pentru Linux sau pentru alte programe libere numai în curtea noastră, ci trebuie să le contribuim, în primul rând, către proiectele părinte upstream, într-așa fel încât de inovațiile aduse de noi se poată să beneficieze toată lumea, toate celelalte distribuții, toți utilizatorii. De exemplu, nu se fac patch-uri pentru kernel special în Fedora, ci se aplică direct kernelului upstream, la fel pentru GNOME sau alte aplicații de bază. Noi ne străduim să fim cât mai fideli versiunea upstream, spre deosebire de alte distribuții care își fac îmbunătățirile RAM-uri permanente și nu le dau mai niciodată înapoi. Cui se adresează Fedora? Dacă alte distribuții își propun ca și scop de bază să aibă cât mai mulți utilizatori să pună Linux în orice calculator, chiar dacă n-ar fi cea mai bună unealtă pentru nevoile lor, noi încercăm să ne definim un public țintă căruia să ne adresăm, să-i satisfacem nevoile cât mai bine, sperând că în felul ăsta să facem o distribuție cât mai bună care să depășească în timp nevoile publicului de bază și să fie ceva bun pentru mult mai mulți. Am pus aici un citat care este pe pagina web a proiectului nostru și care spune foarte scurt și foarte bine cui se adresează Fedora. Deci este un sistem de operare bazat pe Linux care demonstrează cele mai noi avansuri în programele libere și cu surse deschise. Fedora își propune ca întotdeauna să fie liberă pentru oricine să o folosească, modifice și distribuie. Este creată de o comunitate de oameni.
nu de o companie. Și de asemenea, aș mai propune să conducă avansul programelor și conținutului liber. Deci, revenim. Care ar fi publicul care ne adresăm noi, cei pe care îi vrem, în primul rând, să folosească Fedora? Sunt utilizatorii avansați și entuziaști. Asta nu înseamnă că Fedora este o distribuție greu de utilizat. Nu, dacă cineva este utilizator avansat, nu înseamnă că vrem să se chinuiască ca să vadă un film sau ca să asculte muzică sau ca să intre pe internet. Evident că lucrurile astea trebuie să fie cât mai prietenoase. Dar ne referim la oameni care sunt în stare să citească o pagină de documentație, dacă apare vreo problemă pot să completeze un bug report și așa mai departe. Deci nu lucruri foarte sofisticate. În al doilea rând, oameni care pasă de libertatea programelor. După cum ați văzut în definiția de mai sus, Fedora își propune să fie întotdeauna liber. Asta înseamnă că uneori vor fi niște mici incomodități create de dorința de noastră de a nu face compromis în ce privește libertatea. Asta înseamnă că nu vom avea distribuție, știu, drivere binare, proprietare, nu vom avea codecuri multimedia care sunt ilegale distribuite în unele părți ale lumii. Dar pentru cei care vor să instaleze aceste programe, nu este dificil, este foarte ușor. Sunt doar câteva clipuri în plus. Este cineva de aici care nu cunoaște problema codecurilor multimedia cu probleme de licențiere? E nevoie să te extind? Ok. O altă categorie căruia ne adresăm noi sunt dezvoltatorii. Există în Fedora multe unelte adresate dezvoltatorilor și aici mă refer nu numai la compilatoare și unele integrate de dezvoltare sau biblioteci, ci și la elemente ce țin de infrastructură, de virtualizare care ajută pe dezvoltatori să testeze programele lor în diverse medii și așa mai departe. Și, nu în ultimul rând, ne adresăm și administratorilor de sistem, cei care folosesc sisteme Linux Enterprise la locul de muncă și vor servere și vor ca pe desktop să aibă ceva compatibil cu care sunt obișnuiți. Rezumând, noi ne adresăm, în primul rând, oamenilor care sunt dispuși să contribuie la rândul lor la programele libere, nu doar celor care sunt simpli consumatori. Din cauza asta încercăm să convingem oameni să ni se alăture nouă, să facă Linux din ce în ce mai bun sau programele libere din ce în ce mai bune. Se poate contribui la Fedora, vedeți adresa este fedoraproject.org, nu numai ca și programatori, ci ca oameni care scriu documentație, care oameni care se ocupă de grafică sau design, de oameni care știu să comunice cu alți oameni, de oameni care se pricep la traduceri. Orice ați fi interesat să faceți în zona programelor libere, puteți găsi la Fedora un loc în care să lucrați, să învățați. Pentru că lucrând în interiorul comunității împreună cu alți oameni care au deja experiență, puteți să vă îmbogățiți cunoștințele, să câștigați experiență. Rezumând ce am spus mai devreme, noi le-am definit la Fedora așa zisele patru fundații, care sunt motto-ul nostru. Freedom, Friends, Features, First. Exact cu aceste principii ne călăuzim.